Cuvintele! A venit ziua cea mare! Amza! Rămâne fără un dinte. Hai, hai, și bine v-am găsit la mea vreo. Ești mai scosul de zihar. Ia dumneavoastră acum. Ia povestește-mi cum a fost. Chiar a fost foarte fain să mi-l scot, adică cu motoreta. Nu a durut deloc, mi s-a mișcat tare și încă am dintele. Ce plănuiești să faci cu el? Lănțișoartă, nu pot. E prea mic dintele, eu credeam că o să fie destul de mare. Deci, dragilor, încercăm să scoatem dintele lui Amza. Suntem aici la teren, la Vali și la Bia. E frumos și este așa o ocazie specială astăzi. Uite, am găsit aici o ață. Asta nu prea e cine știe ce de ață asta. Dar voi, fetelor, care aveți experiență, ce ziceți? Asta rezistă? Să putem să-i scoatem cu asta? Da, cred că da. Crezi că da? Da? Niciodată nu mi-a plăcut să mi-l scoată cu ața. Mereu mi-am luat cerățel și mi-l rupeam. Da, și eu. Da, da. Adică singura, eu, mama mi-a scos un dinte, mama, ce? Da, dar primul se scoate cu ața. Da, asta-i faza. Primul dinte se scoate cu ața. Eram la Vale și la Bia, undeva la lângă Codlea. Au ei acolo o căsuță micuță și eram cu toată familia, cu nepoți, cu așa, și ne simțeam bine și vine Amza dintr-o dată și zice că da, vreau să-mi scoți tati dintele acum. Și am zis, mă, e cam locul nepotrivit să-l scoatem, dar uite așa până la urmă am zis, haide să-l scoatem. De aici a venit ideea acestui vlog. Am scos dintele unui copil la ghimba, la școală, și apoi în fiecare zi venea tot câte unul cu ața dentară să-i scoate dintele. Deci Bia e doamna învățătoare care scoate și dinți. Doamna învățătoare și doamna stomatolog. Ce tare! Eu am înțeles că noi am fost toată familia acolo împreună. Dar tu unde ai fost? Unde erai la un asemenea eveniment? Unde ai dispărut? Încep să nu mai fii cu familia ta? Ce se întâmplă? Ce funny! Deci nu vreau să credeți că eu nu mai sunt cu ai mei deloc. Pentru că fix când se întâmplă chestii de genul, eu nu sunt. Eu eram în Brașov, eram cu unchiul meu Marc, ne dădeam cu trotinetele, am mâncat, ne plimbam, a fost foarte fain. Și mie nu mi-a spus nimic. Dar nici noi n-am știut. N-ați știut că dacă nu plecam. Nu vreau să fiu la acest eveniment. Inițial eu m-am gândit că o să-i scoatem dintele lui Amza cu drona. Adică îi prindem dintele de dronă, dăm drona pe maxim și în momentul în care pleacă mai departe, da, o să-l scoată. Dar astăzi ne-am gândit că am putea să-l scoatem cu mașina, Amza. Putem să regăm de cârligul de la mașină, să demareze cu mașina și tu stai în spate și pac, ți-l scoate afară. Ce zici? Nu, că e periculos. Tot cu ușa. Cu ușa. Și cum? Îl punem pe Amza în fața ușii și dăm o ușă în cap. Sau de motocicletă. Amza, ce zici? Tata. De motor, mă. Hai, mă, de motor. No. Trage Andrei. Sau Cornu. Care e mai cu inimă rece? Tata. Îi scoți dintele lui Amza cu motorul. Treapta întâia, sper să reușesc. Hai, îl legăm de motor. Hai, ce Amza, zici? Facem așa. Foarte tare. Dacă miști de sus, se mișcă mega, mega, mega tare. Adică, tati, nu o să îți rănim gingia, știi? Am auzit de mulți că și-au scos dintele și, de fapt, copilul a trăit o mega traumă. Dar noi am lăsat ca dințișorul lui Amza să se slăbească cât de tare posibil. Cum adică? În fiecare adică zi ai vrut să ți-l scoți. În fiecare zi, de o săptămână ne tot zis să-ți zis ți-l scoatem. Și am zis, lasă, tati, lasă. Să ți se mai miște foarte tare, mami, să iasă repede. Da, uite, tati, facem o ață lungă și eu zic așa. Tu ești motociclist, iubitul meu. Și motocicliștii își scot dințișorul cu motocicleta, nu? Dați un mega, mega, mega like de încurajare pentru Amza. Ce mesaj vrei să le transmiți copiilor care sunt mai mici ca tine și urmează să le cadă dinții? Dacă nu vi se mișcă chiar așa de tare, să nu faceți asta, doar dacă vi se mișcă tare. Mi s-a mișcat foarte tare și atunci nu m-a durut. Dar nu te-a durut niciun pic, niciun pic, niciun pic, niciun pic? Nu m-a durut. Ai emoții? Dar ce ai? De ce ai emoții? Ai emoții pe
Da. Dar voi, cei care vă uitați la noi, cum v-ați scos dințișorii? Primul, vă aduceți aminte? Eu mi-aduc aminte că l-am scos pe primul la vârsta de 7 ani. Nu știu ce se întâmplă, dar în generația mea copiilor le cădeau dinții mai târziu. Eu aveam 7 ani împliniți când mi-a căzut primul dinte. Când ți-a căzut primul dinte? Mie mi-a căzut primul dinte pe la 7-8 ani. Pe la 7-8 ani? Da, mi-a căzut. Wow, ce dinți puternici ai avut. Eu nu mai știu cum era la mine când mi-am scos primul dinte, dar sunt aproape sigură că nu eram așa fericită. Nu eram așa fericită să mi-l scot fix. Cred că mi-era frică, chiar cred. Adică acum mă gândesc că era numai abia aștepta și când nu era suficient de moale dintele, el tot vrea să și-l scoată. Dar mai ții minte când ți-ai scos primul dinte? Țin minte doar că l-am pierdut. Țin minte doar că primul dinte pe care l-am scos eu l-am pierdut. Țin minte doar că era coat și l-a tras tata și după aia a plecat. Eram pe terasă și după aia când l-a scos a sărit și a plecat în altă curte și nu l-am putut găsi. Și țin minte că a durut și că plângeam. Arnold, stai că trebuie să facem un pic mai lunguț ăsta, să nu stai în țeava de eșapament. Cum adică? Da? Ața asta este foarte rezistentă pentru că este de plastic și e zis mai rezistentă decât ața de papiotă. Scă dintele! O să scă dintele! O să scă dintele! O să scă dintele! Tu știi cum arată gura ta acum? Cum adică? Dințișorii tăi, tu ai dinți noi care sunt sub dințișorii pe care i-ai tu acum. Cam așa arată gura ta. Dinții tăi sunt în mandibulă. Cum adică? Adică aici înăuntru, în bărbie, sunt dinții tăi, care trebuie să crească și o să-i împingă de jos în sus pe ceilalți vechi. O să-mi cadă și măseaua. Și măsele tot o să-ți cadă. De ce? Apoi așa o să bolesc. Da, ca bunica. Ce urât! Ia, că scârpă. O să-ți crească alții în loc, tata. Nu vreau. Zi, ești gata? Hai să încercăm. Prima încercare, să vedem dacă iese din prima. Nu, tata, încercăm cu motocicleta. Hai să vedem. E prea groasă asta. E mult prea groasă. Wow, ce scumpă. Da, mă, ce încurajare, da. Aici, verișoarele. Hai. Și uite ce mă. Ia, uite la Anza, ce mă scumpă. Cu tot cu elastic. Ia, sus, deschide. Așa. Mă, eu să ajung în raj. Nu pot să reușesc, am nevoie de ceva mai subțire. Da. Suspansul se mărește, se mărește. A doua încercare, da? Hai să vedem dacă reușește de data asta. Să vedem dacă merge. Ia uite cum se mișcă, ia uite. Wow. Da? Hai să vedem, aici avem ustensile adevărate. Ok, ok. Da. Să te descurci, iubi? Mă duc să pornesc motorul. Ce? Poate ești pregătit? Da. Să-ți pii casca, că dai... Dacă... Nu ți se pare periculos? Mie nu mi se pare periculos, adică atâta timp cât sfoara aia este pusă doar pe dințișor, pe că n-ai ce să tragi. A treia încercare. Haide. Moarte are. A treia încercare, moarte are. Ața de la zmeu, să vedem. Să prind doar unul. Îl prind vreo trei. Doamne ferește. M-ar găgea pe camătore. Să vezi banda mără ardea asta. Hai, Paul. Stai, Paul. Chirurg paroscopic trebuie să mă fac. Așa să arăți dacă Corne nu înțelege că trebuie să scoată din tel, nu să intre cu motorul în tine. Hai că acum am ajuns cel mai sus. Problema e că se pierde dințișorul și nu vrea să-l păstreze. Păi n-ai cum, deschide gura mare. N-o să se doară deloc, sper. La ce vârstă ți-ai scos primul dințișor, Briana? Eu la 7. Nu știu, dar destul de târziu. Dar văd că Ariel la... Și eu cinceam primul dinte direct. Planificasem cu Amza ca să facem un mic eveniment din scosul ăsta de dințișor și ziceam, tati, când o să vină momentul, o să-l scoatem, nu știu, o să-l tragem cu drona afară. Făceam glume, că îți dăm cu ușa în cap, că nu știu ce. Mă, cu motorul chiar nu mă gândeam. A fost așa o inspirație de moment, pe loc a venit ideea asta cu motorul și mi se pare foarte originală pentru că nici nu și-a dat seama că i s-a scos dințișorul. Hai să vedem momentul culminant. S-ar putea să fi reușit. Hai. Am emoție și cornea să fie. Wow.
Emoții, emoții mari. Emoții, emoții. Da. Amza, rugăm, ești un curajos, un mami. Amza, curajosul. Ești un curajos. Amza, curajosul. Stai, 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 tata, stai, stai. Amza, stai, tata. Stai. N-am filmat. Mamă, a fost bine. Bravo, mami. Stai că tremur toată. Uite, uite, tremur. Bravo. Ia, tati. Ia vino aici. Tare, tata. Tare. A fost foarte greu. Exact înainte să pornim camera pentru ultima dată, nu mă văd că începe să-i tremure barba. Și să vină așa la mine, știi, la piept. Și începuse să plângă că e frică. Și zis, tata, stai un pic, dar n-ai de ce am făcut noi așa totul. Adevărul e că era foarte hype. Toată lumea, copiii țipau, hai Amza, noi, gata, tot, dă-i motorul, bagă tot. Și s-a întâmplat, știi, emoția asta să vină peste el la copleșit. Și începuse să plângă, dar după aia am zis, tati, tu ești puternic, tu poți, tu ești tare. Imediat, gata, a stat și când a plecat motorul, ce mai într-o secundă deja și-a revenit, că era în paradis când a văzut că nu mai are dintele. Și că am și găsit dintele, a fost și mai și și mai tare. Ia uite, Lanza, asta e dințișorul. Ia uite, acolo este gol pe dinăuntru. Vezi? Și acum să vedem aici. Ia, deschide. Oh, ia să-i, mi-a scăpat. Nu cred. Mi-a scăpat aici, pe după. A, uite-l. Am zis să nu mai pui limba acolo, că nu-i bine. Wow. Da. Pune dezinfectantul ăla. Pune că ăla este steril. Așa. Cum a fost, Amza? Primul tău dințișor, da, iubitul meu. Să nu spui degetul acolo, că degetul e murdar și se poate infecta, da? Ce fai, ce emoții am avut. Da. Și eu am văzut că a fost așa. Ai simțit? N-a simțit, că nu știa dacă e s-a scos sau nu. Dragilor, campionul ăsta merită un like. Da. Ce înseamnă? Primul dinte înseamnă că ești pregătit de școală. Da. Tocmai l-am scris pe Amza la școală. De la anul o să fie în clasa 0. Și suntem și noi emoționați. Avem toți copiii la școală. Wow. Nu mai avem copii de ăștia mici. Așa, a fost așa o bucurie când l-am văzut ce fericit era pentru dințișorul ăsta și să văd cât de mare crește în fiecare zi. Adică de fiecare dată când îl văd crește mult mai mare. Mă gândesc unde a plecat bebelușul meu, Amza. E gol pe dinăuntru. Uh-huh. Asta e dinte. Da. Și acum să vedeți. Ia. Yeah. Hai, haideți cu mine. Ai avut emoții exact în momentul ăla acolo când a plecat motorul? Abia am plâns. Când a pornit motorul, că nu așteptam să-mi sare dintele, așteptam să-mi rog gâtul și să din aria. Da. Felicitări, mami! Iubiții! Wow. Ce tare! Da, foarte. Prima chestie pe care mi-a spus Amza când l-am văzut a fost, Melisa, uite, 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 mi-am scos dintele cu motorul. Asta a fost ceva foarte extraordinar pentru el, că a fost cu motorul. Dar voi știți că lui îi plac motoarele și așa, și a fost super, super drăguț cum a venit la mine și era atât de încântat. Motociclistul ăsta mic în devenire. Apropo, de ziua lui, vrem să-i facem cadou o motocicletă pentru copii, electrică. Îți mulțumim că te-ai uitat până la final. Acesta a fost vlogul de azi cu dințișorul. Și ne vedem data viitoare.